Hoții au intrat în casă și i-au furat tot în timp ce ea dormea. O milionară celebră a fost deposedată de bunurile sale de valoare. Aflăm chiar acum cum s-a desfășurat episodul terifiant. Mărturii în exclusivitate. Otilia Stan vorbește despre momentul în care a fost pusă la grea încercare. Episodul terifiant încă îi stârnește fiori. Cel care mi-a rămas în minte și pe care nu-l pot uita niciodată și nu-l pot uita nici fetele mele, a fost că în 2017, când mi-a spart casa și eram cu fetele în casă. Deci hoții au intrat în casă în timp ce noi dormeam. Și atunci mi-au furat absolut tot ce aveam de valoare. Adică toate ceasurile, toate bijuteriile, aveam bijuterii vechi, de o valoare sentimentală, dar și materială destul de semnificativă. Și vă dați seama că am luat-o de la capăt. Cei care i-au spart casa Otiliei au avut mare grijă să nu se facă simțiți. N-am simțit absolut nimic, absolut nimic. Dormitoarele aveam la etaj, pe timpul ăla locuiam în București și chiar am fost extrem de surprinsă că au intrat hoți în casa mea. De ce spun asta? Casa fiind vis-a-vis de Palatul Cotroceni. Deci noi suntem filmați și sunt camere acolo din toate unghiurile. Din ceea ce am înțeles că undeva pe la ora 2 s-ar fi întâmplat toată povestea asta, au intrat pe casa scării. Ideea este că la etaj noi avem o ușă. Și nu mă întreba ce sentiment am avut eu și ce, cred că doar Dumnezeu m-a îndrumat să încui acea ușă în acea noapte. Păi asta nu faceai de obicei, nu? Nu, ușa. Nu. Dimineața m-am trezit ca o floricică, am vrut să cobor să-mi fac cafea, am coborât, am văzut plasa de antiinsecte deschisă, dar a bătut vântul, am coborât și mi-am găsit living-ul devastat și era totul cotrobăit, dezastru în casă. Chiar dacă nu mai are puterea financiară pe care o avea odată, Otilia este pozitivă și a învățat să vadă mereu partea plină a paharului. Cum te situai în acel moment, în 2017, ai spus, din punct de vedere financiar? Nu mai eram nici în 2017 milionara aia pe care o știa Otilia, dar totuși aveam o situație destul de bună. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care eu zic o situație bună, în momentul în care mergi la cumpărături și nu te uiți la prețuri și cumperi tot ce-ți poftește sufletul, inima, dai tot, îți faci toate dorințele și toate poftele. Și asta nu mă refer neapărat din punct de vedere culinar, cât și na, o femeie, știi cum, își mai dorește o geantă, un pantofon. Dar după povestea asta lucrurile s-au schimbat un pic și m-am schimbat și eu. Și îmi pare rău că s-a întâmplat lucrul ăsta, deoarece Michel cel puțin a rămas cu traumă. Seara orice geam vede deschis, îl închide imediat. În schimb, mie cred că mi-a dat o lecție. Și aici pot să spun că m-a ajutat să văd lucrurile și altfel și să înțeleg că oricând mi se mai poate întâmpla. Scuze-mă că te întrerup, este de menționat că ți-au furat multe zeci de mii de euro din casă, da, plus bijuteriile. Da, toate bijuteriile, toate ceasurile. Mi-era foarte teamă din ce punct de vedere că aveam în geantă, mi-a luat și geanta pe care o foloseam zi de zi, unde aveam și cheia de la mașină. Toate documentele, să nu mai spun că mi-au luat diplomele, nu știu ce-au făcut diploma mea de la facultate. Pașapoartele copilor, nu mai aveam nimic.